Bună ziua, bună seara, bună dimineața, depinde când vă uitați la videoclipul ăsta. Mă, băieți și fete, astăzi o să facem un alt tip de video. După cum spune și titlul, astăzi o să vă spun de ce ascult manele, sau mai exact de ce nu ascult muzică răb. Și haideți să începem. Înainte să începem, v-aș ruga să vă abonați, vă rog frumos, pe canalul meu, să apăsați pe clopoțel, să dați o distribuire, să vă și prietenii voștri, pe Facebook să mă urmăriți la Ian Gasca, pe TikTok la IanDriver18 și haideți să începem. Păi să luăm cu începutul, motivul este că versurile la manele este altfel de ritm. Ritmul este mult mai ușor față de muzica rap, da? Rock, da? Așa. Și sunt mult mai interesante, în părerea mea. Adică melodiile, manelele sunt mai... Bine că nu orice mane ascult, adică nu toate care apar, dar care consider eu că merită, de ce nu? Așa că... Și vreau să vă întreb și pe voi dacă ascultați manele, pentru că am zis să fac videoclipul ăsta să lămuresc de ce ascult manele și nu ascult muzică rock. Așa? Bun. Ce ați mai făcut astăzi? Cum a fost ziua la voi astăzi? Vă întreb și pe voi, pentru că la mine a fost o zi ușoară astăzi. Și vă rog frumos să-mi dați follow pe Instagram la Gasca Ian, în caz că nu mă urmăriți, să facem și noi 95. Deci follow aici la Gasca Ian, cu litere mici, deci tot împreună, deci aici, pentru că aici postez poze, postez clipuri, facem live, postez story, dau share la videoclipurile în caz că nu avem notificare. Spre exemplu, la videoclipul de ieri am văzut că nu s-a trimis notificare, nu înțeleg de ce, dar mă rog. O să vă las probabil un link în descriere de la videoclipul trecut. O să încerc să vă las în descriere sau pur și simplu căutați videoclipul, se numește Deosebirea dintre facultate și liceu. De fapt, Deosebirea dintre liceu și facultate se numește videoclipul. Dar dacă nu, o să vă las un link în descriere care vă duce direct la videoclip. Și haideți să facem și noi 90 de abonați, vă rog frumos. Și pe Instagram mai avem nevoie de încă un abonat și facem 90. Am avut 90, dar văd că a scăzut. Pe YouTube, de asemenea, am observat că a scăzut numărul de abonați, dar poate ne revenim, să zic așa, la 90. Da? Bun. Cam acesta a fost și videoclipul de astăzi, sper că v-a plăcut. Eu am fost Ian Driver, vă doresc o zi bună și ne vedem în următorul clip. Pa, pa!